Atmosferă de sărbătoare tradițională argeșană la Festivalul Țuicii de la Coșești. Manifestarea ajunsă la 11-a ediție a debutat cu festivitatea de premiere a celor mai longevive cupluri, dar și a personalităților care s-au implicat în bunul mers al comunei. Se acordă diplomă de recunoștință familiei Oprescu Ion și Viorica. Împreună noi amândouă, am înființat cele două școli externe de Olărit și de Dogărit. Vă promitem, doamna Pendiu, că vom menține, am terminat deja un curs, începem al doilea curs la Olărit. Deja Butoia se lucrează de zor, elevii lucrează și am încercat să prindem cât mai mulți tineri, copii, ca ei să meargă mai departe cu meseriile. Vă spunem bun venit în Coșești și ca drept de recunoștință vă înmânăm și noi o mică atenție din partea primăriei a Consiliului Local. Vă mulțumesc foarte mult, doamna primar. Sunt onorată de această diplomă pe care dumneavoastră mi-ați oferit-o și vă rog să îmi permiteți ca și noi, Școala Populară de Arte, Consiliul Județean Argeș, Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, să acorde o diplomă de onoare doamnei Elisaveta Tudose, primar al Comunei Coșești și Consiliului Local Coșești, pentru sprijinul acordat înființării secțiilor externe de Olărit și Dogărit ale Școlii Populare de Arte și Meserii și pentru întreaga activitate desfășurată în sprijinul promovării și păstrării culturii tradițiilor argeșene. Știm că în Coșești oamenii sunt foarte gospodari, fiecare familie se ocupă ori de țuică, ori de dogărit, ori de olărit și ne-am bucurat foarte mult dacă aceste clase ar dăinui de apururi încât să menținem tradiția în județul nostru și în comuna Coșești. Vă mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult și mă mobilizați foarte mult! Doamna primar, vă felicit! Eu știu ce înseamnă să organizez o asemenea manifestare și să vă dea la bunul Dumnezeu puterea să continuați. Stimați cetățeni ai comunei Coșești, aveți un primar model, nu numai în Argeș, ci și în țară. Festivalul a cuprins un bogat program artistic și un târg al meșteșugarilor care și-au etalat maestria prin obiectele pe care le produc specifice zonei. Printre aceștia s-au remarcat meșterii și elevii de la secțiile de olărit și dogărit ale Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești, amenajate în comuna Coșești. Tanti Valerica ne împărtășește câte ceva din secretele olăritului. Prima dată aducem pământul, îl depozităm într-un țarc, acolo îl săpăm, îi dăm apă, îl învălim, iar îl mai luăm la mână până să dospește el. După aceea îl facem, ca o pâine. Da, după aceea îl facem bulgări. Înainte am dat o viață cu piciorul de călcam pământ. Da. Acum a ieșit metodă cu balasoane, dăm cu motor. Da. S-a mai civilizat. Și e mai ușor un pic. E mânca înleznită. Da. Și după aceea îl dăm la mașină de două ori, el pică jos, noi îl facem iar cocoloș, iar îl punem pe mașină, îl facem. Ca un cozonac. Îl batem, îl facem patrat, glie, îl punem grămadă, îl învălim. După aceea luăm o prelată, îl tăiem cu sârma, îl luăm la frământat ca pe pâine. După aceea îl batem în palme, a doua manoperă. Îl batem în palme, după aceea bulgări. După aceea îl așezăm aici, facem oala. Am făcut-o, îi punem mânuși sau sucă, le punem coarde, le dăm la soare. Când am făcut, ca să umple cuptorul, 3-400 de bucăți, le băgăm la ars. Le facem rămână cu asuzate, să nu se spargă, să nu se miște. Să surpă la cuptor. Și am văzut că deasupra puneți niște cioburi. Cioburi, că ai minte, nu s-arde, că ei se pleacă în sus. Da. Lăsăm focul. Deci cioburile sunt ca să izoleze. Da, să le țină. Da, și cât? 5-6 ore? La 5-6 ore de roșu, da. Și la de gata, că smalțul ăsta arde la 1000 de grade. Și le lăsăm 5-6 ore, apoi se răcesc. Și în ziua cealaltă. Și ziua cealaltă. Le luăm la 10, 11, 12, după cum ai lemnele. Lemnul limoi iese greu. Da. Deci trebuie să fie și lemne până uscate. Până nu se roșește ele la vârf, nu le lași. Da. După aia le scoatem, le înflorăm. Da. Le înflorăm cu culori, humă, la miercura, ciuc, albastru, luată, bumiri, ceva kilogramă la București. Da. Cu culori, tot din pământ, din astea. Da. Da. Și după aia le dăm manțul, acolo, înainte tot la domnul ăla.
râșniță. Da. Acum e tot cu motor, mai lumeznic. Mai repede. Le dăm cu smalț și le introducem în cuptor. Mai din nou? Da, din mai nou. Băgăm mânuși în mâini că plumbul ăsta e toxic. Da, da. Câteodată da, câteodată nu. Am înțeles. În grabă. Și după aceea pune focul tot ușor, ușor, când se încălzește. Da. Și atunci durează 8, 9 și 10 ore până licăre el, strălucește smanțul prin ciobul și da. Le lași. După aia le scoatem, le gătim la fund cu var și le luăm până se face și până le luăm la atâtea ori la mână, până o duci pe ea la locul ei. Da. Așa că deci e un proces, da. Foarte lung. Foarte lung și foarte interesant. Și da. Spuneți-mi, tanti Valerica, ați făcut, ați practicat această meserie de când vă știți eram dumneavoastră? De 10 ani. De la 10 ani o practicați. Mama mea, ce vârstă aveți acum? 73. Mulți înainte. Mersi și dumneavoastră. Mama mea nu m-a lăsat să zicea să învăț carte. Mie mi-a plăcut munca, cum cinstit. 4 ani am învățat, dar primul întâi am luat în fiecare clasă. Da. Dar nu mi-a plăcut și nici nu le greu. Făceau bunicii, nu? Oare? Da, mama bunicii. Mea. Mama făcea. Da, da, de la maica mare, de la da. Bunica. Mama făcea și mea s-ați învățat de la da, dânsa. Da, da, să dai jos, măsuia mea. Și ați trăit da. Din acest meșteșug? Asta a fost amulară. Da. Mai aveți frați? Sau ați avut? Am avut 4 băieți, am fost și 2 fete. Și ceilalți au făcut și ei olării sau doar dumneavoastră? Toți am învățat. Toți. Eu mă numesc Doiciu Stii și am 12 ani. Da? Și ce faci tu aici? Ce să fac o cană. Ai venit la târg să faci o demonstrație, da? Da. Cât de bine lucrezi tu. Ia spune-mi, unde ai învățat tu acest meșteșug? Am învățat acasă. Acasă? Dar acum continui și la școala de arte, da? La da. Secția externă Coșești. Da. La tanti Valerica. Da. Înțelegi bine de la tanti Valerica? Da. Da? Și acum ce lucrezi? Ce vrei tu să faci acum? Oal. Meșterul Gheorghe Dima ne-a vorbit la rândul lui despre dogărit, o pasiune pe care a transformat-o în artă și pe care i-a transmis-o și fiului său. Este astăzi o zi de sărbătoare cu dublu sens, este și Ziua Comunei și Festivalul Țuicii și pentru că suntem la Festivalul Țuicii vrem să vă prezentăm secția de dogărit a Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești, bineînțeles secția Consiliului Județean, dar și a Primăriei Coșești. Suntem aici cu meșterul și cu câțiva dintre elevi, majoritatea sunt în vacanță, sunt aici în zonă, acum când am sosit noi, sunt undeva, probabil că vor veni până filmăm noi. La înghețat. La înghețat, exact, sunt 40 de grade afară. Și vrem să vă prezentăm pe domnul Dima, pe meșterul nostru. Dima și mai cum? Gheorghe. Domnul Dima Gheorghe. Care a acceptat să fie și pedagog, să învețe pe copii arta dogăritului, arta confecționării butoaielor, a vestitii suici de Cosești. Și cred că o să vă spună dânsul mai bine decât mine ce facem, cum facem, ce instrumente, care este întregul proces tehnologic de a construi un butoi, un butoiaș și cum se străduiește dânsul să-i convingă pe copiii din sat să urmeze tradiția familiilor de Coșești care sunt de ani de zile, de sute de ani, constructori de butoaie. Vă rog. Auzim, domnul profesor. Vă rog, maestre. Procedeul, deci întreaga procedură de confecționare. Cum începe din... construirea unui da, butoi pentru înțeleg. Fica? Butoiul pleacă din pădure, alegem lemnul să fie gros, să fie drept, fibra dreaptă, netedă, frumos, îl ducem la debitat, scoatem doagele, le așezăm stivă, 2-3 ani, 4. Deci lemnul trebuie să fie lemnul uscat. Trebuie să fie uscat. Dacă și din ce lemn facem? Uscat, din ce lemn? Aici în zonă facem din lemn de salfrâm, din lemn de stejar, da, mai, din rar, pădure. Din lemn, mai da. Rar din lemn de dut. Pentru că spune că din pădure. Fructiver. Da, da, da. Cu de un punct fructiver facem așa mai puține, dar salfrâmul și stejarul predomină. Vasele mai mari le facem și din brad. Bun. Și cum începe procesul tehnologic? Procesul tehnologic începe dimineața părăcoare, mergem la stiva de doage, alegem de obicei în jur la 30 de doage pentru un butoi mare, în jur la 20 de dobolițe pentru un butoiaș mic. Și acesta câte doage are? Acesta are 15-16 doage. Și cele mici? Cele mici 13-14 doage. Astea sunt la 5-10 litri. Da. Dar dumneavoastră când confecționați doagele, le faceți la fel de mari pe toate sau faceți mai mici, mai mari de la început? Nu. De regulă fac... Un sortiment. Astăzi un sortiment, da. Mâine. Da. Dacă rămân câteva doage mai mici, le pun deoparte când lucrez... Și le folosim la butoiele mai mici. Le folosim la butoi mai mic. Mâine, da. Poi mâine, când lucrăm butoi mai mic. Am înțeles. După ce terminăm cu doagele, după ce mai facem? După ce terminăm cu doagele, le ducem frumos. Acum avem instalații de debitat electrice, banzii. Da.
Dar pe vremuri? Pe vremuri se făceau la bardă. Da, la bardă, da, nu? Deci, toată, deci trebuia să fii meșter, meșter. Trebuia să fii meșter, să stăpânești de la scuțitul, berzii, da, și până la cioplit. Că barderul... Ați apucat să lucrați și cu barda? Da, foarte ați puțin, dar am lucrat. Ați lucrat și cu barda. Am văzut. Dar trebuia să-ți meargă mâna. Da. Trebuie să-ți meargă mâna foarte bine. Da. Ca să intre barda mai puțin. Da. Dădeam cu vârful berzii, dacă trebuia să intre mai mult, dădeam aici la... Da, 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 și ciocănelul ăsta la ce-l folosiți? Ciocănelul folosim la sculptură, băteașele mici până la 2-5 vedre, deși împodobim un pic, le facem un desen, pentru că omul vrea să-l aibă și de ornament, da, numai să ține țuică. Și de colecție, și aici ați făcut un... Da, aici avem o... Da. Unul începuș. Aici simbolul comunei noastre, cu pruna și cu... Da. Crenguța. Crenguța de prun. Crenguța de prun. Da, 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 așa, da, 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 da. Luăm, după ce ducem doagele la scobit și la muchit, ne ducem la cealaltă instalație, la abric, unde le tragem modelul. Deci ele au un unghi aici frumos, avem modelul, le tragem la model, după care le punem pe cercul care ne interesează pe noi. Acesta îl punem pe un cerc în diametru de 25 de centimetri, acesta e butoi de 5 vedre. Punem un cerc de 40 de centimetri. Am impresia că aici ați făcut și cu barda sau că în seața nu, mai... Nu, se ia cu rindeaua în interiorul rindeaua? Acolo, da, da, da. Cu rindeaua, de ce puneți, da, rindeaua? Se scobește pentru a nu se rupe. Da. Pentru a da garden. Gardenul este un șanț care îl dăm în butoi pentru a pune capacul sau fundul, cum se spune, da, la noi. Da, 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 da. Și șanțul ăla cu ce-l faceți? Avem o rindea, pe vremuri se folosea o rindea specială, acum avem o freză. Da. Deci era o rindea specială, da, și se dădea cu ea. A, garding. Care e garding. Garding. Da. Am înțeles. Așa îi spune și, da, la, da, șanțul, da, care se dă tot garding. Și cu obiectul ăsta ce faceți? Asta cum se numește? Se numește cuțitoaie de dogărit. Cuțitoaie. Este și cuțitoaie, da, dreaptă. Da. Și nivelăm să aibă toate doagele aceeași, da, aceeași grosime, să fie cât de cât rotund. Da. Dacă n-ar fi la aceeași față, nu izolează. Ar intra într-un loc mai mult și ar curge butoi, cum spune, da, capacul. Da, 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 și ar curge și trebuie să fie cât de țuica, rotund, da, în luăm măsură. Da, 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 să iasă capacul ăla. Trebuie dacă... să iasă forma de cerc în interior. Da, 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 să fie perfect. Să fie perfect, pentru că curgul, da, tem după compas rotund. Dăm gardinul, șanț la acela, venim, da, cu compasul. Luăm compasul, măsurăm 6 compase. Da. Compasul. După aceea fundul este făcut din... Totul agit, dar acesta a tras la unghi drept. Te încep cu ecul ascuțite la ambele capete. Venim cu compasul, trasăm cercul. După aceea merge la banzic. Tăiem profund. Merge la abric, îl subțim. Pe margini trebuie să fie subțire, să aibă aceeași grosime pentru a intra în șanțul care l-am făcut. Scoatem cercurile afară. Punem papură pe garden pentru a izola. Oricum n-ar curge fără papură, dar punem. Așa se mai să fim siguranță. Siguri, da. Fim. Pentru că iarna se mai usucă, e posibil să se mai usuce. Dacă nu-l folosim, cât ar fi de uscat, tot mai scade. Da. Și, da, ca să nu curgă atunci când îl refolosim, punem papură. Introducem capacul, punem papură și între doage, de el aici. Da. Strângem cercurile, curățăm. Da. Cercul de cap, vedeți că acesta este într-un nit, da, pentru că nu, el trebuie să fie sus de tot strâns. Nu-l nimerim din prima, îl modificăm, punem cercurile, îl curățim, îl vopsim și este gata de folosire. Văd că ați desprins foarte bine meșteșugul, da, de la tatăl dumneavoastră. De mic stau pe lângă el și vrând nevrând am învățat. M-am uitat când eram mic, după ce am crescut, am început și eu câte puțin, câte puțin după puteri. Și plin de curios și după aceea. Dar explică și foarte frumos. Văd, da. Am prins și eu, da, meseria aceasta. E bun și de profesor. Ați deprins, da, această meserie. O faceți din pasiune sau vă gândiți să fie modul dumneavoastră în care vă câștigați existența? La început a fost pasiune, dacă mi-am dat seama că se poate și câștiga un ban, am avut și mai multă tragere de inimă decât un. Foarte frumos. Iată cum fiul moștenește meșteșugul de la tată. Dar să revenim la meșterul Dima. Dacă, da, două butoaie seamănă, dacă sunt la fel. Da, da. Seamănă. Seamănă? Da, seamănă. Da. Avem aceste două. Da? Da. Și sunt identice sau...
Aproape, aproape. Nu trebuie făcute manual, nu pot fi la fel. Deci nu pot fi chiar la fel. Avem interesul, pentru că nu e un stas anume, ca o piesă de la o zină să ne trebuiască la piese de artă și oamenii vor să fie unicați. Bineînțeles. Și acesta din ce lemn este? Acesta este de lemn de stejar. Ce-i care un gust mai bun dacă e lemn de stejar? Personal, mie îmi place mai mult în bucăi de stejar, dar trebuie ținut mai mult la detaninizat. Stejarul are un tanin mai închis la culoare. Și țuica se închide la și culoare? Și țuica se închide la culoare în primii ani. Eu cui le dau cutoaie de stejar, îi sfătuiesc să întâi să scoată taninul foarte mult timp. Deci aveți și o listă de instrucțiuni. Da, la clienții noștri le dăm și instrucțiunile scoase pe calculator frumos. Domnule Dima, de când confecționați dumneavoastră cutoaie? M-am apucat din 1993, exact cum a spus băiatul, din curiozitate la început. Și dumneavoastră moșteniți talentul ceva din familie? Nu, părinții mei au fost în învățământ, dar... Talentul zonei. Da, fiind într-un sat de dogari și curios din fire, n-aveam cum să nu încerc această chestiune, mai ales că a fost o provocare, că butoiul e o formă geometrică mai deosebită. Nu e pătrat, nu e rotund, pentru că el are o formă parabolică, e ceva mai deosebit și curiozitatea m-a făcut să trec la vecinii. Am încercat, primul butoi chiar n-a curs niciun pic, ceea ce m-a încurajat pe viață. Și ați continuat. Și apoi treptat am continuat. Cam câte butoaie ați confecționat până acum? Da, știi să vă spun așa. Nu e profesie, profesie. Și un hobby și profesie. La început primul an țin minte că 3 butoaie am făcut. După aceea am mărit, nu fac așa în cantități industriale, mie îmi place calitatea mai mult. Aveți și comenzi? De aspect, da, nu prea frecventez târgurile, mai mult comenzi, îmi place să vând de acasă. Și acum se ocupă și de copii? Da, acum mai nou de anul trecut. Câți învățăcei aveți la secție? 12. 12. Da. Învățăm, cum sunt procedeele tradiționale, cum se făceau butoiile pe timp, s-ar spune ca la carte. Cei doi meșteri populari, tanti Valerica și Gheorghe Dima, precum și discipolii lor, reprezintă cele mai bune dovezi că la Coșești tradițiile locului sunt pe mâini bune.